Da, am revenit a doua parte a emisiunii noastre în care l-avem ca invitat pe Antonin Tănase. Este locul 2 pe lista de candidați la alegerile parlamentare la Camera Deputaților, lista PNL Buzău. Vorbeam în prima parte, domnul Tănase, despre activitățile deja de precampanie pe care trebuie să le faceți, să cunoașteți organizațiile, să reconstruiți, practic, anumite organizații din teritoriu, despre problemele cu care se confruntă buzoienii și, apropo de acest lucru, ați rămas, de fapt, dumneavoastră restant la acea întrebare legată de problemele cu care se confruntă buzoienii, dacă le cunoașteți. Da, sigur. Noi am făcut, în afară de faptul că am avut discuții, întâlniri cu cetățenii la Ceslău, Râmnicu Sărat, Pogoanele, în Buzău, în municipiul Buzău, am făcut un sondaj de opinie care s-a încheiat acum 2 săptămâni și principala problemă a buzoienilor sunt locurile de muncă și, în special, a locurilor de muncă bine plătite. Deci se detașează față de celelalte probleme la 26-27% în opiniile exprimate în fața operatorilor de sondaj. Deci locurile de muncă, da? Locurile de muncă este principala problemă în județul Buzău. Sigur că pentru asta sunt mai multe... Cred că dacă ați întrebat și polițiști locali, evident că... Evident că, da, asta ar fi principala lor preocupare în momentul de față. Sigur că pentru a preveni sau, dacă vreți, a diminua din șocul ăsta al disponibilizării a peste 300 de polițiști locali, important ar fi să se organizeze pentru ei o bursă a locurilor de muncă în parteneria primăria cu Agenția Județeană de Șomaj, Ocupare și Șomaj, ar trebui să organizeze această bursă a locurilor de muncă, să ia niște măsuri active de ocupare, de identificare a locurilor de muncă, de analiză, practic, caz cu caz, mai ales acolo unde înțeleg că sunt soție care vor fi disponibilizați sau cazuri în care au 2-3 copii la școală, iarăși trebuie să sprijiniți oamenii să se angajeze, să se integreze cât mai repede în câmpul muncii, să aibă un venit, o continuitate, să nu poată să aibă sincope, să nu aibă sincope și să poată depăși cu bine, mai ales că vine și sezonul sărbătorilor. Uite, cineva întreabă chiar apropo de acest subiect, ce condiții creați când domnul primar îngroașă rândurile șomerilor și favorizează firmele private? Exemplu polițiștilor locali. Da. Bun, deci noastră sunteți de părere că ar trebui organizată o bursă rapid, destinată, așa, nu? Destinată pentru cei 300 de polițiști locali, la care să fie invitați toți agenții economici care au un obiect de activitate, firme de pază. Nu numai firme de pază, și conexia acestor. Eu sunt convins că sunt competenți și pe alte domenii, chiar dacă nu au o reconversie profesională. Da. Asta trebuie să facă primăria și cred eu că nu ar fi o problemă prea complicată. Importantă să aibă o preocupare constantă în direcția asta, da, și uite că foarte repede ar fi absorbit această. Până acum n-am auzit în dezbatere publică un astfel de subiect sau o propunere de genul acesta din partea celor care au tot discutat ca oficialități sau autorități despre acest subiect. Tot timpul s-a mizat pe faptul că... administrația trebuie să aibă nu numai tendința de a se restructura, trebuie să aibă și tendința de a rezolva problemele oamenilor, ca un atribut specific clar. Adică primăria are atribuțiile astea, la fel Consiliul de Sens sau orice altă autoritate publică. Trebuie să fie preocupată de problemele oamenilor și să cerce, să identifice soluții. Sigur, nu numai așa cum dorește ea, ci în consultare permanentă cu reprezentanții acestor oameni care vor fi disponibilitați sau cu fiecare în parte. Da. Bun, domnul Tănase, plecând și de la audio întrebare de la un telespectator, mă întreabă pe mine ce pregătire are invitatul dumneavoastră. Eu da. Vă pot răspunde că am CV-ul eu în am, față. Dar... Da, am două, să zic, calificări. Una de, să zic, istoric, da? Și a doua este de expert contabil. În istorie sunt master, în economie sunt doctor în economie, expert contabil, expert evaluator și consultant fiscal. Aici îmi ridică telespectatorul care ne-a trimis acest mesaj mie, mingea la fileu, pentru că, apropo de discuția pe care am avut-o înainte de pauza de publicitate, de rolul parlamentarului. Rolul parlamentarului este să facă legi. Așa este. Da? Și să ajute. Da? Legi, da, dar să facă legi. Mai există câteva. Mai trebuie să facă și un control activ al activităților guvernului și atunci când are... Are dreptul de a interpela. Exact. Da? De a interpela, de a urmări ce se întâmplă cu acea interpelare. De a prelua probleme din teritoriu și să le aducă la cunoștința guvernului, da? A celor a ministerelor de resort, care sunt în administrație competent să le rezolve și să primească soluții la fiecare petiție. Bun.
dincolo de această idee care, repet, are o bază pe experiența, pe experiențele nefericite de-a lungul anilor cu parlamentarii care au venit la Buzău, o readucem în atenție, însă ca profil de candidat, eu nu v-aș întreba, domnul Tănase, ce vă recomandă. De ce? Pentru că, din punctul meu de vedere, un parlamentar trebuie să aibă o activitate și politică și administrativă solidă în spate. Adică nu putem, în ideea asta că, domnule, trebuie să fie un parlament de oameni competenți, nu de oameni care stau și dorm pe acolo sau să joacă pe Facebook sau aleargă după Pokémon mai nou. Un parlamentar ar trebui, ați uitat să vă puneți telefonul pe silențios, e bine că vă sună lumea, da, iar domnul Tănase, din punctul meu de vedere, un candidat sau un profil unui candidat ar trebui să aibă aceste două condiții esențiale, repet, să fie cu o activitate administrativă îndelungată, să aibă experiență, să aibă experiență și în activitatea politică, să nu fie traseist. E bine că dumneavoastră nu ați avut această pată pe cariera politică. Nu am propus vreodată să fac acest lucru. Pentru că sunt alții care au destule. Eu mă consider un om care am niște principii după care mă ghidez. Mă simt liberal, adică nu cred că aș putea să acționez altfel decât cu spirit antreprenorial, cu determinare. Bun. Și respectând regula jocului. Atunci când suntem la putere, suntem la putere. Când suntem în opoziție, suntem în opoziție. Când avem funcții publice, trebuie să luptăm pentru drepturile celor care ne-au trimis să-i reprezentăm. Când nu avem funcții publice, sigur că ne ocupăm de problemele noastre private. Bun, domnul Tănase, în acest context, ce vă recomandă pe dumneavoastră, administrativ, foarte pe scurt? Deci, administrativ, am fost consilier general la Primăria Capitalei un mandat de 4 ani de zile, am fost președintele al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a municipiului București, am venit în contact cu probleme de ordine publică, inclusiv poliție locală. Am fost consilier al Ministrului Transporturilor în două rânduri, 2007 și în 2012, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, am fost în mai multe consilii de administrație la companii naționale și în toată activitatea pe care am desfășurat-o am făcut-o cu respectarea legii și în interesul public. Bun. Din punctul ăsta de vedere, ați precizat și ca traseu politic, liberal de la bun început, pe partea administrativă, ok. Atât în administrația locală cât și în administrația centrală, pot să spun că am o experiență relevantă. Eu asta vreau să subliniez și la fiecare candidat și noi cu toții o să pistonăm pe ideea asta, pentru că până la urmă noi vrem în Parlament oameni care să fie în stare să încropească niște legi. Că avem experiențe cu diversi parlamentari de Buzău, mulți parlamentari de Buzău, care n-au avut nici măcar o inițiativă legislativă. Tot în contextul ăsta vine o altă întrebare din partea unui telespectator, dacă, și zice așa, și dacă parlamentarii fac legi, ce inițiativă legislativă are domnul de la București? Da. Una din prioritățile mele legislative este simplificarea birocrației în accesarea de fonduri europene. România, din punctul ăsta de vedere, are un mare deficit în exercițiul bugetar 2007-2013, când aproape 6 miliarde de euro din 29 au rămas nevalorificați pentru economia românească. Ca să nu se mai întâmple lucrul acesta pentru exercițiul bugetar 2014-2020, care se va termina undeva în 2023 după regulile pe care le acceptă Comisia Europeană în parteneriatul cu România, noi trebuie să simplificăm practic modalitatea de întocmire a unei cereri de finanțare, de întocmire a rapoartelor de cheltuieli, astfel încât să putem să accesăm rapid, sigur și cât mai eficient fondurile europene în interesul comunităților locale. Bun, ne grăbim, domnul... Asta e o prioritate. A doua, sigur, pe partea de fiscalitate, iarăși am o prioritate ca expert contabil, reducerea birocrației, cât mai declarații cât mai simple și cât mai ușor de întocmit de către toți contribuabilii. Astfel încât gradul de conformare să crească. Dacă tot s-a vorbit de ani de zile, s-a vorbit de un ghișeu unic, încă nu este. Sunt multe inițiative. Ghișeul ăla unic. Da? Altcineva mă întreabă dacă veți ieși deputat, veți fi la fel de îngrijorat de soarta noastră a buzenilor?
Eu v-am spus și dacă nu ești deputat, voi veni în continuare și voi ține legătura atât cu organizația penală la Buzău, cât și cu problemele buzoienilor. Și apropo de organizație, altcineva zice așa, știți că pe liberale buzoieni mulți îi văd blatiști cu PSD? Știu. Știu și mulți dintre ei nu mai sunt în PNL. Mulți dintre ei nu mai sunt. A, deci pentru faptul că ziceți mulți dintre ei nu mai sunt în PNL, înseamnă că mai există. Mai sunt unii, cei da. Care vă trag mai în jos, unii. Adică mai sunt unii, da. În perioada următoare vom identifica și vom da, ne spuneți și nouă. Bine, noi știm relevant. Așa pe surse, cam care deci, sunt. În momentul în care o să avem sunt cei care au rămas. Da. În momentul în care o să avem discuțiile cu ei, o să-i vede sigur. Am înțeles. Din PNL, da. Bun, suntem aproape de finalul emisiunii, domnul Tănase. Am văzut foarte multe abordări, tot așa pe linie politică, faptul că se intenționează, evident, cum are și PSD aceeași intenție să formeze un guvern după alegerile locale, la fel PNL intenționează să formeze un guvern, sprijinindu-l PNL pe actualul premier Dacian Cioloș. Foarte pe scurt, de ce Cioloș? De ce îl sprijiniți pe Cioloș? Sunt câteva motive pentru care sprijinim pe Dacian Cioloș. În primul rând, expertiza europeană. În al doilea rând, este un om integru, este un om cinstit, este un om care nu are probleme penale și nu are probleme de natură, știu, furt intelectual, plagiat și așa mai departe. Este un om de bun simț, este un om care răspunde la probleme cetățenilor, este un om care se implică și care nu fuge de responsabilitate. Noi avem nevoie să schimbăm un pic paradigma și să noim, dacă vreți, apropo de mentalitate, modalitatea de abordare a problemelor publice. Deci nu neapărat cu suficiență, nu neapărat cu aroganță sau, eu știu, lasă că știm noi cum trebuie făcut și că stăpânim și că conducem cu mână foarte și așa mai departe. Exercițiul ăsta democratic al puterii trebuie făcut, dacă vreți, cumva natural și firesc. Nu trebuie impus nimic, dar trebuie să respectăm niște reguli de transparență și, dacă vreți, niște reguli elementare de bun simț. Atunci când primești o întrebare, indiferent de statutul cetățeanului respectiv, trebuie să-i răspunzi, trebuie să ai apetența să l-ascuți și să-i rezolvi problema. Eu observ și din, bine, prima emisiune pe care o realizez cu dumneavoastră, domnul Tănase, observ în discursul noastră o nuanță, cea legată de promovarea schimbării mentalității. Da. Ca istoric vreau să vă spun că, într-adevăr, principala problemă a României după 1990 asta a rămas. Noi am avut un fel de oportunități pe care le-am pierdut datorită, eu știu, fricii noastre interne, lăuntrice, de a ne manifesta ca oameni, într-adevăr, liberi. Dar liberi în adevăratul sens al cuvântului, oameni liberi care își valorifică, dacă vreți, competențele și proprietățile. Da, suntem la un nivel, din păcate, destul de îngrijorător. Dar eu sunt optimist că schimbarea asta internă a fiecăruia se va produce la un moment dat și noile generații care vin și datorită fluxului informațional care se, eu știu, lărgește prin mijloacele astea de comunicare, mass media și social media, lucrurile se schimbă mai rapid decât ne închipuim noi. Da, din păcate ajungem și contabilizăm multe lacune în societatea noastră, categorii profesionale care învrăjbite dispar, și învrăjbite dispar, unele împotriva altora. Așa este. De ce măriți salariile, de ce le măriți salariile lor și nu ale noastre și nu pe, vedeți, s-a tot pe discutat, ale noastre? S-a tot discutat de către guvernarea Ponta, un sistem de salarizare unic, echitabil, eficient și așa mai departe și tot nu s-a reușit lucrul acesta. Ba, din contră, se promovează mai nou acum tot felul de pensii speciale și așa mai departe. Este inadmisibil. Știu că este campanie, numai că singurul criteriu pentru care un om ar trebui să-și ia pensie este principiul contributivității. Cu cât ai contribuit, cu atât ești la pensie. Nu neapărat dacă ești parlamentar, ai o pensie specială. Dacă ești lucrător al autorității electorale permanente, ai pensie specială. Dacă ești nu știu ce alt tip de salariat, ai pensie specială. Nu. Principiul contributivității, asta este pensie. Vă mulțumesc, domnul Antonu Tănase, pentru prezență. Mult succes în continuare în activitate. Vă mulțumesc. O să mai aveți ocazia să vă prezentați și programul, da, și proiecte. Mulțumesc frumos și vă doresc o seară bună. De asemenea, le dorim și telespectatorilor noștri o seară bună, cu recomandarea de a rămâne pe Campus TV. Urmează emisiunea colegii mele, Magda Ionescu, de ale Buzoianului. Numai bine, la revedere! La revedere!